Doar o minune a făcut să nu se întâmple o tragedie. Un cioban care se afla cu oile la păscut pe câmp a făcut o descoperire mai puțin obișnuită. O groapă perfect circulară, foarte adâncă, care se află aproape de șosea. În zonă, în această perioadă, sunt și utilaje agricole, care realizează diferite lucrări. În orice moment, pământul se putea surpa sub greutatea unui tractor. Da, eram cu oile în zona acolo așa și s-au speriat oile. Când s-au speriat oile, m-am dus că aveam o capră care rămânea mai pe urmă și doi cârlani, m-am dus să mă uit de ele. Atunci când m-am dus să mă uit de ele, am descoperit groapa aceea. Nu era atât de mare cât este acum, dar totuși era. Bărbatul spune că inițial nu a fost crezut când a încercat să-i alerteze pe localnici. Și-a rugat apoi fratele, polițist local, să-i transmită edilului de existența pericolului de pe câmp. Da, este ceva foarte interesant. Ca localnici, vă dați seama, sunt utilaje agricole, pământul ăsta este arabil, este foarte periculos, se poate surpa în continuare. S-a anunțat luni despre apariția acestei surpări de pământ, am luat măsurile de izolare a ei, am anunțat și pe arendașul care lucrează pe zona respectivă să nu intre cu tractorul în perimetru delimitat, așa cum se și vede că a prestat lucrări de discuire după. Prima dată un astfel de fenomen. Da, n-am mai, pe zona noastră n-am mai apărut așa ceva. Zona a fost imediat împrejmuită pentru a nu se produce un accident. Specialiștii spun că această groapă circulară se va mări în viitorul apropiat. Deja au apărut fisuri în pământ pe marginea gropii. Unii dintre cei care lucrează pe câmp spun că nu au observat acel crater, semn că dacă nu era descoperit la timp, ar fi reprezentat un real pericol. Mamă, ce mare s-a făcut! O astfel de groapă poate fi un pericol pentru un tractor, de exemplu? Mamă că poate fi pericol! Groapa apărută din senin are o adâncime de aproximativ 5 metri și un diametru de 6 metri momentan. Și asta pentru că procesul de surpare este continuu.